Alimentație sănătoasă, cel puțin o masă de fructe și legume, apă plată în locul sucurilor carbogazoase, evitarea fast-food-urilor, înghețatelor cu coloranți sau altor produse cu coloranți. Toate acestea dau tulburări digestive și potențiale răceli. Vitaminele și mai ales alimentele bogate în vitamina C, de pe tot parcursul primăverii și verii, ne fac să avem un bagaj destul de bun la intrarea în toamnă și iarnă. Iarna este anotimpul la care trebuie suplimentate citricele și restul. Dar dacă în timpul verii noi nu respectăm aceste lucruri și în loc să mâncăm fructe și să ne bucurăm de soare la orele potrivite, noi stăm în casă și mâncăm hamburger, desigur că, sau junk food, cum generic se numesc toate lucrurile care se vând în pungi, desigur că copilul intră în școală cu un bagaj vitaminic de precar și fără niște condiții care să-l apere de valul, pentru că este un val la intrarea în comunitate, de germeni cu care se poate confrunta. Pentru a se evita astfel eventualele complicații, un alt factor important este igiena. Apoi, igiena nu înseamnă numai igiena corporală, ci înseamnă tot ce este legat de mediul înconjurător și de igiena ținută hainelor, a mâinilor. Colectivitățile de copii, dacă respectă câteva standarde, cum ar fi aerisirea locului în care se desfășoară activitățile, cum ar fi evitarea unor covoare și a unor locuri care adăpostesc, de fapt, și germeni, dar mai ales paraziți, unii dintre ei dând chiar alergii. Dacă copiii sunt în colectivitățile mici și mai apoi școlare vaccinați corespunzător și, desigur, nu în ultimul rând, dacă ei, odată cu primele semne de boală, se prezintă la medic și la o boală care este depistată ca fiind transmisibilă ușor, cum sunt cele pe calea respiratorie? Ei sunt izolați pentru câteva zile, nu complet, dar izolați în domiciliul lor. Lucrurile sunt ținute sub control. Cele mai frecvente boli care apar toamna sunt infecțiile respiratorii virale, iar în colectivități acestea se răspândesc foarte rapid. Le tratăm cu simptomatice, în niciun caz nu ne aruncăm asupra lor și bombardăm cu antibiotice ca să creăm numai rezistență, o altă mare greșeală a tagmei medicale din România, care deseori e simplu de, să zic eu așa, obținut lauri cu ea, pentru că probabil că copilul se poate vindeca un pic mai repede dacă bombardezi copilul cu medicamente. Eu cred că trebuie să avem o gândire de data asta selectivă, nu ca și în cazul vaccinurilor, și să selectăm medicamentul banal, poate chiar din plante, picăturile de nas care pot să fie cu sare de mare, nu? Cu apă cu sare, de fapt, siropurile care pot să fie românești și accesibile cu pătlagină, cu muguri de brad, nu trebuie să sofisticăm foarte mult lucrurile și, bineînțeles, putem să alăturăm lor câteva dezinfectante, să zicem, orofaringiene, care toate nu intră într-o categorie a medicației și să suplimentăm, așa cum am spus, cu vitamina C. Singurul tratament antiinflamator pe care putem să-l acceptăm este ibuprofenul, care, administrat când trebuie și nu doar în episoadele febrile, probabil va avea acțiunea bună de scădere a inflamației. Orice simptom care ne îngrijorează nu trebuie tratat cu superficialitate, indicația fiind prezentarea la un serviciu medical. Sfaturile legate de atitudinea părinților pot să fie prioritizate, să spunem. În momentul în care febra depășește 38,5 grade, la determinări corect făcute și cu același termometru acasă, desigur că recomandarea ar fi ca, după un antitermic administrat în acel moment, să se prezinte la un serviciu medical și de aici încolo să respecte ceea ce totdeauna insist să fie respectat, tratamentul antibiotic dat, dacă se poate, după
prelevarea unei culturi. Dacă e infecție respiratorie bănuită, desigur că va fi o cultură faringeană sau nazală. În momentul în care suspicionăm o infecție de tract urinar, desigur o urocultură. Și apoi să ne orientăm tratamentul antibiotic bazat pe aceste culturi. Ca să țintim germenele și să nu dăm antibiotice cu găleata și apoi să dezvoltăm rezistențele cu care deja ne confruntăm în România. Dacă este vorba de o alergie, o altă afecțiune foarte frecventă în perioada aceasta, desigur că trebuie să ne gândim la faptul că suntem un întreg organismul nostru și că mucoasele noastre, că e cea oculară sau nazală, care curg lacrimi sau secreție nazală, e dublată de strănut, de toate manifestările uneori și de pe epiderm ale alergiei. Și atunci să știm că trebuie să avem în casă un antihistaminic. Dacă ne confruntăm cu o afecțiune digestivă, o enterocolită, uneori poate să fie virală. Noi avem virusuri pe care noi ne numim enterovirusuri, un grup destul de mare care pot să debuteze ca o răceală, dar de fapt să prindă, să avem și diaree. La intrarea în colectivitate, afecțiunile cele mai frecvente sunt virozele respiratorii, afecțiuni digestive și alergia la ambrozie.